Până în data de 31 iulie se pot depune cereri de înscriere în programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic. Programul, cunoscut ca RABLA pentru mașini electrice, se adresează celor mai cu dare de mână, fiind vorba atât despre persoane juridice cât și fizice. Pentru persoanele juridice, acest program guvernamental alocă peste 190 de milioane de lei, iar pentru cele fizice, suma este și mai mare, de 262 de milioane de lei. Iar prefectul Călin Marian îi îndeamnă pe hunedorenii care își permit să-și achiziționeze autovehicule electrice pentru protejarea mediului înconjurător. Recomand, dacă au posibilitatea să-și ia mașini electrice, să-și ia mașini electrice, pentru că vin cu un sprijin, să zic așa, pentru sănătatea noastră, pentru impactul asupra mediului. Este un semn distinctiv că au numere verzi pe aceste mașini electrice. Există și un program național la nivel guvernamental de a sprijini achiziția de mașini electrice prin programul RABLA și există și o sumă considerabilă pentru achiziția acestora. Le mulțumesc celor care se gândesc pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor prin achiziția de mașini electrice. O nouă sesiune de înscrieri în RABLA pentru mașini electrice, ultima din acest an, este prevăzută pentru perioada 30 septembrie 14 octombrie. Sumele puse la dispoziție atunci, urmând a fi mai mici, respectiv peste 115 milioane de lei pentru persoanele fizice și ceva mai multe de 86 de milioane de lei pentru cele juridice.